Regimul autoritar din Rusia continuă acțiunile de represiune și strânge și mai tare lațul în jurul activiștilor care militează pentru libertate. Ministerul Justiției de la Moscova a trecut pe lista așa numiților agenți străini și organizația Drumul către Casă, formată din soțiile bărbaților mobilizați pe frontul din Ucraina. Femeile militează pentru întoarcerea acasă a militarilor trimiși de Putin să invadeze Ucraina. Ele organizau în fiecare sâmbătă acțiuni de protest, soldate de fiecare dată cu arestări și intervenții brutale din partea forțelor de ordine. Titulatura de agent străin echivalează practic cu excluderea din viața publică din Rusia. Persoanele și organizațiile cu această anatemă nu pot participa la alegeri.